Autoritățile iraniene au executat trei femei acuzate că și-au ucis soții. Reclamă o organizație pentru drepturile omului. Printre ele a fost și o fostă mireasă copil, condamnată pentru că și-a omorât soțul cu care a fost forțată să se mărite la vârsta de 15 ani. Conform Digi24, grupurile pentru drepturile omului raportează că Iranul execută mai multe femei decât orice altă țară, majoritatea fiind găsite vinovate de uciderea soților lor. Potrivit grupului Iran pentru drepturile omului, doar în ultima săptămână 32 de persoane au fost executate în această țară. Autoritățile au intensificat considerabil utilizarea pedepsei cu moartea, executând de două ori mai multe persoane în acest an decât anul trecut. Grupul din Iran a declarat că fosta mireasă copil a fost spânzurată în închisoare după ce a fost condamnată pentru uciderea soțului ei după ce s-a căsătorit cu el cu 10 ani în urmă, când ea avea doar 15. Instanța de condamnare a spus că motivul crimei ar fi fost disputele de familie. Alte două femei executate miercuri au fost de asemenea condamnate pentru uciderea soților lor, a afirmat grupul. Activiștii susțin că multe dintre cazuri se referă la acuzații de violență domestică, dar că deseori instanțele iraniene nu țin cont de acest lucru. Nu sunt publice cifre exacte privind numărul de execuții, deoarece autoritățile iraniene nu anunță oficial fiecare caz în care s-a aplicat pedepsa cu moartea. Potrivit unei cercetări publicate în aprilie de două ONG-uri, doar 16,5% dintre execuțiile despre care se crede că au fost efectuate în Iran anul trecut au fost anunțate de autorități. Rapoartele din acest an sugerează că numărul condamnărilor la moarte a crescut și mai mult de atunci. Grupul pentru drepturile omului a acuzat săptămâna aceasta Iranul că s-a angajat într-o serie înfricoșătoare de execuții în ultimele luni și că peste 250 de oameni au fost uciși în primele 6 luni ale anului 2022, mai mult decât dublu față de cele din perioada similară din 2021. Mașinăria de stat recurge la omoruri în masă în întreaga țară, într-un atac abominabil asupra dreptului la viață, a declarat directorul general adjunct al grupului, relatează Digi24.ro.